v-ați gândit? Are legătură Ministerul Muncii cu pensiile speciale, având în vedere că Ministerul Muncii a depus un proiect de lege care vizează pensiile speciale? Haideți să reluăm calendarul și să ne aducem aminte cum a fost scris. În PNRR a fost scris de către ministrul Ghinea de la USR și ministrul Ghinea, fără să consulte atunci ministerele de linie, în special Ministerul Muncii, așa scris el în PNRR, că Ministerul Muncii este cel care va face o lege a pensiilor speciale în România. Dar eu vă spun încă o dată, nu poate Ministerul Muncii, care gestionează doar pensiile pe contributivitate și nu pensiile speciale ale magistraților, ale personalului, un proiect care trebuie asta să facă. Dar pentru că scrie în PNRR asta și România și-a asumat, din prostie atunci, asta e, cine a scris, România până la urmă și asumă. Pentru că a scris USR-ul acolo, acum Ministerul Muncii trebuie să facă acest lucru, adică să facă un proiect de lege. Dar constituțional el nu poate să-l facă. Nu are niciun fel de sens ce spuneți dumneavoastră, domnul Zeta. De aceea ați și văzut. Domnul Zeta, dar nu are niciun fel de sens ce spuneți. Dar absolut niciun fel de sens. La al câtelea mandat parlamentar sunteți, domnul Zeta? La primul mandat. Domne, se vede. Bine ce cum adică? N-are nicio... Haideți să ne oprim puțin ca să lămurim, că poate, Doamne ferește, vă ascultă cineva și vă și crede. Dar lămuriți-vă dumneavoastră. Dar asta urmează să fac. Deci ministerul a elaborat un proiect de lege care a ajuns în Parlament. La ministerul face ordine. Stați un pic să ne calmăm puțin, domnul Zeta. Haideți, ca să aibă legătură cu realitatea ce vorbiți. Că e a doua oară când intră un PSD-ist în ultimele săptămâni și îmi spune lucruri rupte de realitate, domnule. Domnul Oprea, săptămâna trecută, nu săptămâna, când acum două săptămâni. Acum două săptămâni intra și îmi spunea niște prostii despre codurile KM folosite la ordonanța aia care viza impozitarea companiilor din energie. Domnule, o chestie care n-avea tangență, a trebuit două zile să fac curat după declarație domniei sale ca să-i demonstreze adevărul. Deci, cum să n-am dreptate? Dar nu luăm acum cu treaba asta. Nu luăm cu treaba asta. Am avut dreptate cu treaba aia și mai am dreptate cu încă o treabă. Deci, în condițiile în care Ministerul Muncii elaborează un proiect depus în Parlament care este vizat de Parlament, nu se mai pune problema ca pensiile speciale de la minister, cum le spuneți dumneavoastră, de la Ministerul Apărării sau de la Ministerul de Interne să nu poată fi reglementate pentru un document depus în Parlament. Parlamentul e suveran, reglementează pe absolut orice document. Că vine de la Ministerul Muncii, contează puțin spre deloc, în condițiile în care documentul e depus la Parlament. Sau o să spuneți dumneavoastră mie că un act adoptat de Parlamentul României nu poate să reglementeze ce se petrece la Ministerul de Interne și credeți dumneavoastră, până absurd, că pensiile de serviciu de la Ministerul de Interne sunt reglementate de ministrul Bode. Aia, ia spuneți-mi dumneavoastră mie cum merg lucrurile așa, cum a spus dumneavoastră. Da, aici aveți dreptate. Nu, am dreptate deci, peste tot. Am dreptate peste tot în discuția asta, domnul Zete. Și noastră știți foarte bine. Ați invocat pe Bode, ce poate să facă Bode? Vă contraziceați cu mine puțin mai devreme. Păi face Maradone, dar asta în direct, domnul Zete. Cum adică n-are dreptul un ministru care depune un proiect de lege în Parlament să reglementeze pentru alte ministere când proiectul este adoptat de Parlamentul României, care e suveran? E ca și cu Ministerul Sănătății ar face un proiect de lege pentru a construi poduri în locul Ministerului Transporturilor. Așa, dacă e adoptat în Parlamentul României, are valoare. Am înțeles, dar nu cred că are niciun fel de logică. Da, îmi veți spune că Ministerul Sănătății nu are specialiști în domeniul infrastructurii și eu vă voi spune că da. Dar ce facem dacă Ministerul Muncii are specialiști în domeniul legislației muncii? Reglementează munca și de la alte ministere. Ce facem, domnul Zetea? Haideți că ce... Deci ăsta a fost un drum înfundat. Punctajul e făcut prost la partid. Nu știu, v-ați gârcit la comunicatori. Ce, doamne iartă, o se întâmplă? Haideți că nu puteți să veniți la televizor să spuneți așa ceva. Dumneavoastră, sunteți om serios. Haideți. Singurul om care poate astăzi, în acest moment, din luna mai încolo, va fi un alt prim-ministru. Singurul care poate să creeze un document care integrează cumva aplicabilitatea pentru diferite ministere, vreo 4-5 ministere care au în subordine astfel de pensii speciale, este primul ministru. De aceea ați și văzut că există acest comitet din care fac parte miniștri de la apărare, de la transporturi, de la justiție. Deci, mai devreme ați dat dreptate colegului meu și pe care ați revenit la ideea inițială. Trebuie să elaboreze acest document. Nu puteți să ținem așa toată ziua.